încă nu avem primar și Consiliul Municipal, dar proteste ia că avem în fiecare zi la primărie. Bună ziua! Bună! Și durere aveți? N-aveți răbdare să vină conducere nouă? Păi, da, uite, Cristian, au scos 9 ani în urmă, Anatol Cristian. Cristian Stan a fost la mata acasă, da? Da, Anatol, și... 9 ani în urmă. Aha, e mahala lui, da. Și stăm pe loc cu dreptatea, cu abuzul, cu... Da. Știi hotărât Amana Mus să ieși în ajun de alegeri? 3 săptămâni au mai rămas. Crăpat răbdarea. Speranța mai sunt. E ca Arpentie a venit. Am zis că azi băieți se adună, dar el întâlnit vineri ați fost. Noi am fost și azi am protestat, la președinție, la CSM, la guvern. Păi ia uite, ăsta, Nicolae Arpentie. Știu. Eu l-am spus că azi, la 11. Am fost aici la 12. Noi la președinție am fost, nu aici, nu la primărie. Am mai fost odată la microfonul liber, am mai stricat. Păi, eu nu ți-am minte cazul. Nu ține, era John. Ană. Bun, și de ce trebuie să implici primăria dacă nu... Păi, cine a dat scălitură la Busuioc? Cine a dat exploatare? Vecinul, da? Cine a dat? Da, și-a făcut casă vecinul, casa matale, da? Așa e mare, cred că e a vecinului. Da, clar. Dar și fel de Busuioc. Fost anchitător. Să mă scuți, nu a murit, a zduhnit animalul. Leu lucra la primărie. El a murit atunci lui Cristian Anatol. Leu la primărie lucra. El s-a făcut măcar în partea lui, dar Busuioc e sponsorizat, el nici nu avea documente. Dar și-s două proprietari aici sau-s două case? Ah, s-s două case alături. Leu, proprietar adevărat, s-a făcut aici. Am înțeles. Dar Busuioc sponsorul lui, doi prieteni. E bun, și cu ce te afectează, Mata? Te roade, invidia, ca o casă mare sau cu ce te-a afectat? Mata trăiește aici, cred că, nu? Păi stai un pic, dar au ars casa 5 ani în urmă. Din cauza lor? Nu se știe. Aaa, și de ce îi suspectezi pe ei? În totalitate. Acum, de ce îi suspectezi pe ei? Dar nu contează de ce o ars. Așa. Contează că la casa asta construită neautorizat s-au ars 4 termopane. Pe baza asta, geamuri, așa? Pe baza asta el de la judecată. Pe baza, pompierii fac decizie falsă. Că noi ai depistat că la mata de la Horn s-a oprit. Dar eu focul n-am făcut în soc. Aha. Asta n-are sens să spun, dacă n-am făcut. Da. E minciunit. A făcut dosar fals. Și am uite fac matajul inovat. Să-i plătește și ele termopanele, da? Dar au luat, a fost licitația, gata, imobilul e luat. Pentru cele 4 termopane ți-au luat casa. Da. Nu mai e. 4 persoane sunt, 2 concubina și 2 copii, 4 suntem la evidență. Avem reședință, avem drept de vot, dar imobilul nu avem. Ia ca domn pe la deposuri, ca Nicolae a scris, bom, nu contează, postitare, statul nu. Dar cine dă exploatare imobilul? Primărie. Dar și legătura are cu exploatarea? El a venit la mine, Busuioc, să cerea scălitură la notar. Da, da. Eu am spus să-i permis să construiască. Să legalizeze așa partea lui. Eu am spus că nici într-o cază. El zice că bun, eu îmi fac sigur, nu mai greu. El a fost închidător. Fica injustiției, neamului, clanul Busuioc. El îmbla așa, ce mai scrie, ce tu ești, Igor, eu nu mai cum scriu aici în Odessa. De șo pișu, de șo, de șo, Grigore Vieru, da, am înțeles. Da, el mă lua cu păniatii. Am înțeles. Păniatii. Pentru 4 termopane s-au luat casa și terenul. Leu lucra în primărie, tot avea să ține. Când am fost aici, ca te cu tot din Ghidighici, cunoscut. Aici am 2 săptămâni am luat. Și da, zis, asta era vreo 3 ani în urmă. Da, casa e construită ilegal. Ilegal. O constatat că casa și mare e construită ilegal. Ilegal construită. Oh, e construită ilegal, dacă ești eurosfăiet, foie ești. 10-20 foi. Anatol Cristian vede. Dacă iese pe YouTube. Știu, colegul meu de la Hyde Park. Da. Și-o ieșit cineva de la primărie? Nu, a fost până la prânz, a ieșit poliția, au zis, da, eu mi-am dus la prânz și acum a venit, Nicolae nu vine, acum nu a ieșit, vrem mâine concret. Și am vrut să dau o întrebare, dacă punem un cort aici, asta trebuie întrebat sau... Ei, și-l pui, libertate de exprimare, da, dacă ești singur... Învoiere. Și învoiere. Ia, ca vreau să... La libertate de exprimare nu trebuie învoiere, poți să-i notifici, poți să le spui că îți vin mâine cu cortul. Duci în birou 10, 13, 1, nu știu cât acolo și le spui. Dar nu ai obligație, că dacă ești singur sau numai 2, 3, până la 50 de oameni, poți protestezi oricând, oriunde. Important e numai să fii pașnic și să nu îngrădești drepturile altora. Adică,
să nu împiedici accesul la primărie, să nu împiedici trotuarul, dacă stai într-un colț acolo, sau dacă șuieri în țuruiac și e sănătos. Să nu șuieri după ora 10 și până la ora 8 dimineața, iar ca să nu tulburi liniștea publică. Dar ziua șuieri până te adure burta. Nu văd zău, nu, nu, săracul de acordiune, el înbege, se revoltă de acord. Plecat, da, John, da. Înbege, dar... Oleg, da? Eu sunt Oleg, da. Oleg, dar mai ai un frate. Genadi. Genadi, tot e... Din Islanda ai plecat, da. L-a apăsat, da, aici? Are dosar penal, da, tau. Păi ce să facem, mă rog, cu mafia asta? Protestăm, votăm contra lor și tot așa. Aici că bună ziua, se vede că omul a pus ochii pe mine. Las că eu să văd dacă aș treci pe toate. Și-o făcut, o demolat, amu, și-o făcut grădină. E gard euro, asta e făcut, nici nu cunoști, euro. El e decedat 4 ani, 5 ani în urmă, Leo. Uh-huh. Asta a decedat 3 luni în urmă. Bă, și ioc. Dar de-am n-ai ce să faci, eu decis instanța. Moștenitorii lor au luat casa. Da, figurează femeia și... Copiii. Femeia și copiii. Apropo, după incendiu, el a scris în canodatul judecată acolo a punctuat, accentuat. Noi am vrut să găsim cu dânsul să hotărâm întrebarea pe cale, da, a meagului. Dar să spun, și calea a meagului, 5.000 de euro, care costă un garaj. Nici dar 5.000 de euro îți propuneau pentru lot, pentru, da, teren. Să nu facem judecat. Bun, și de ce ți-o sechestrat casa și ți-o luat-o? Pentru 4 geamuri cât trebuia să dea? 1.000 de euro sau cât costă 4 geamuri, termopane? Și ți-o luat tot casa sau ți-o mai dat și niște bani după ce au vândut? O scris că termopane sunt mai aici, nu știu ce, nu știu ce, mâncare așa. Și cât a ieșit? 60.000 probabil. Și cu atât au estimat tot casa matale, 60.000, da? Nu ți-a dat nicăieri deci, rest? Asta e fals, ea că domnul executor, eu m-am dus și i-am băgat de la un domn cererea, uh-huh, să anuleze licitația ilegal, care s-a făcut ilegal. Cum poți face licitații pentru patru termopane să iei cadăci? Eu nu mă ocup cu așa prostie, cu așa prostologie. Eu zic că ați lăsat patru persoane pe drumul, ei lăsați... Dar cine e executor? Cine e executor? Uite, da, e sinistor și nu știu, acolo la... Tighina, de a patru etaj, doi. Am înțeles. Emilian... Dar judecători cine-i deces? Poftim? Judecători cine-i deces, că trebuie să le dai asta? Să mă scuz, nu vorbesc la cameră, numai animale. Era primul judecător, apropo, mama era în viață când s-a început, mm-hmm, asta. 2006 s-a început. Eu, mm-hmm, n-am mars amul în 2014. Mm-hmm. Eu mars asta fizic, dar moral, în 2006 când s-a început. Casa asta s-a construit în 2006. Mm-hmm. Mama scrie cerere, dar nu cât cum zici. Fă-ți casă, nu ți-i treaba ta, ai, fă-ți casă cu 3, 4, 5, la o gradă comună, mm-hmm, trebuie să iei învoire la copropriitare. Cum ai copropriitare? Copropriitare. Da, da. Să zic, nu a cerut. Acum m-am scris plânge, nu că se demoleze casa, da? O pătrime și se cade, din 600 de metri pătrați, o pătrime 150. Mm-hmm. Nu era, fiindcă ei nu... Aici puțin era, 100 dacă era, că... Dar copsier cu șoaba mea. Da. 2 ani umblat. Și la TV Curaj, în Ricard, o să scrie. La Pro TV am fost, revenim. La TV Jurnal, revenim. Nu mai repeți, când aud familia Busuioc, dau... Că Busuioc era un judecător și era, era un achitator. Punea. Dar mă, ta cum te numești? Petru, Petru. Petru și familia? Vasilița. Vasilița. De pe 2 la 9. 2 la 6. 6. Acum mama decedează în 2008, nu a registrat inima, decedează. Eu rămân moștenitor, eu vreau să vând, nu pot să vând. Vine cumpărătorul să uită aici documente, gândi capul, vede castelul ăsta, ce ești, covrat comandat. Moral, de mult noi suntem blocați, de mult. Cum poți să cumpere omul imobilul ăsta dacă nu-i divizare? Depinde de dânsul, de... Apropo, Leu, era Leu stăpân, era un judecător gâscă. Mm-hmm. Leu gâscă, o băgat-o pe mama în pământ. Vine el la bătăie doamnele lucrătoare cu hârtie în dinți. Victor Petrovici, zici живет, le duceau, dacă e mafie, ăsta Leu, că Busuioc nu-i figurandul cu mine. Mama decedează, rămâne. Amu, rămâne clanul Mățu Busuioc. Aia ăștia de-am vrut pe mine să mă bage, de ei mă tot. Să cedezi într-o zi, mă-ți. Ei, dar unde te mai bagi dacă ești plecat de acolo, gata, te-o dat afară, ți-o luat pământul, casa și...
Unde te mai bai? Și poți să mai facă? Trebuie să anuleze deciziile astea. A, am înțeles. Deci, da, vrei să facă justiție, dar dacă o decizi instanțele toate și o și executa de-a mai cam târziu, nu? Îți ceri revizuirea în baza unor probe noi, martori noi, numai așa se poate face. Aia că trebuie societatea să întrebe. Ce să fac? Dacă e scris, negru, se vede negru pe alt, oprește pe orice om și întreabă, ui, el trebuie ca atare, vezi, părețile mort. Un om de la construcții neautorizate, mi-a spus că acolo tot dădeam întrebări, nimeni nu putea să-i răspunde. Ce distanță trebuie între imodă să fie? Nimeni. Dar un om de trec, el nici nu avea voie să construiască terese deasupra ta. El trebuie la dânsul, în o gradă. Aici, trebuie, trebuie să fie pe părete mort. Construind feresele deasupra ta, el s-a asumat răspunderea. Trebuie să facă feresele antifoc. Pe, pe primul plan trebuie cincii. Pericul de incendiu. Am înțeles. Așa-i? Păi, construind deasupra mea și balconul ăsta aproape aici de 20 cap era. Apropo, balconul ăsta vieță, el împreunat cu... erau prieteni, el i-a mai demolat și făcut foarte frumos, vezi acolo și frumusețe. Au cu ce? Eu o să le-am pierdut, să găsesc, să fotografiez. De a început, azi, să trebuie societatea, să trebuie oamenii. Apropo, când mă duc acolo la mâncare, la piața de păsărele. Cantină socială sau ce? Cantină socială, ce? Da, la două. Tare mult, ori iarna când trăiesc la Depos, am trăiesc la Depos. Sunt mulți de ăștia, rămași așa din cauza mafiei în mobiliare. Sunt mulți care iau problema asemănătoare, dar e disperat. Care ușesc la închisare. Și ai de gând să vii cu cortul la primărie, da? Sau la guvern sau la președinție? Cu drept eram decis, gata de 3 ore, în fața autocarului stău, fac 2 pași, mă duc să fiu pe schitară în Franța sau în Germania. Da, pe acolo îți trebuie bani ca să plătești și bani de pașaport, de exemplu, cum să te duci? Pașaport am, biometric. Ah, poți pleca? Păi dacă lumea fumează și bine, cheltui mii pe an, ieșind, nu pot să grămădesc 800 de lei, nu ai făcut pașaport. Aici nu e nicio mirare, că când mă duc la piața centrală... Și dar cum de n-ai plecat? Zic, eu sunt boschetar, hai dați-mi și mie o bucățină. Ai mă tale nu s-a mea la boschetar. Deci trebuie să-mi cu gână, tei, să miroasă, da, 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 miroasă câteodată. Da? Da, poate miroasă. O închis, apropo, unde trăim noi mâncarea și tema asta, discurs până dimineață? 10 băi erau. 10 băi, unde e o baie? Public. La Haltei 2 sau unde? Poftim? La stradiala Haltei 2? Haltei 2, a scos video. Erau 10 băi? Cum? De unde? Pentru ce 10 băi? Dacă au numai 3, publici, 4. Publici, nu sunt. Erau acolo? A, în oraș nu erau 10. A, a, înțeles. Ei, dar acolo vă da duș, nu? Da, 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 dacă faci. Chiar am vrea să-ți dea. Dar parcă vă țin numai 3 luni acolo sau cât? O lună și stai de mulți ani? Păi ce frigurile se duc. A, am înțeles. Anul trecut am stat ianuarie, februarie, martie, april, mai. 5 luni am stat. Acum dacă te duci mai devreme e frig, te primești. Dacă nu te primești, îți dă tot, spunească. Te vede, dacă n-ai modul, după tine îți dă tot. Este decizia. Dacă nu te culci aici, așa, oricum te ia poliția, îți duce acolo. Tu unde te duci? Rești să mori înghețat, da. Da. Eu am dormit într-o zi la un parc. Chiar am știut, am o, așa, ca o mărusă, ca o blocă. Putem să dorm acolo la cald, dar acolo buzganim. Chiar am luat două geși de ăștia din fâș și m-am dus în parc. Unii zice, dar comani, mi-te, nu-mi dă de-o pe aici, dorm. Am mulți dorm cu tine. Prima dată am întâlnit și ultima dată în parc. Dar în Paris te duci acolo altfel cu boschitarii. Te duci în metro, duci la adăpost, duci la parasală. Da, uite, Nicolae ne-a povestit, au trecut prin asta, 5-3 ani în urmă. Acum îți duci liber. E că așa, viața. E că, Napol, Cristia, intră pe internet, scrie... O să găsesc numele matale, sigur okay, o scris numele și o să văd video, da. La pagina voastră, de la curaj, scrie Ramul Petru. Și eu 10 minute povestesc, ca să înțelegi... Situația asta, da. Și așa pare clar, am înțeles. Mâine, vii pe aici.